dat nimeni ghost niciodată? Nu. Și nu numai că nu mi-a dat nimeni niciodată. Și cred că mi-a, sincer, dacă am o frică, dacă aș fi avut o frică la un moment dat, cred că asta, adică după fiecare întâlnire, și asta acum 5 ani, adică nu să zic așa, așteptam cum ar veni feedback și dacă nu primeam imediat, adică cum intram, mă lăsa omul la poartă și cum intram în casă, până când mă demacheam, trebuia să fac ping, telefon. Dacă nu era, nu era bine. Da, dacă nu primeai mesajul cu bună Ioana, mi-a plăcut întâlnirea noastră de astăzi. Sper să, exact. Ce făceai? Nu știu, rău. Nu știu, nu mi s-a întâmplat niciodată. Deci cred că ar fi fost foarte ciudat, știi? Am mai aud la prietene, că n-am o grămadă de prietene și ele trec prin chestia asta și mă gândesc, Doamne, dar cum aș? Pentru că eu oricum stau prost la capitolul încredere în mine. Adică, în ciuda faptului că nu așa, eu stau la prost, adică cumva, bine, nu-ți imagina că cred despre mine că una alta, dar cumva mă zguduie lucrurile, știi? Dacă nu primesc feedback. Și mai ales așa, de la direct, știi? Și cumva m-ar termina așa, știi, cred. Dacă nu ți-ai luat ghost niciodată, ai fost pe partea cealaltă să fie prea insistență, adică să nu-ți placă ție de el, să ieși cu el la o întâlnire, să nu-ți placă și să fie mult prea insistent? Nu, că eu zic, am zis întotdeauna pe nume, bă, nu e cazul, hai să rămânem prieteni. Nu e vorba despre tine, e vorba despre mine, nu ești tu vinovat, sunt eu, nu? Aveam, deci la un 20, chiar mai mic, aveam chestia asta și când mă despărțeam, îmi plăcea să fac urme de alea pe mașină, făceam o dramă, totul era o poveste, așa. Cred că după ce am ajuns actriță m-am mai liniștit, dar până să ajung, eram așa, făceam totul. Adică urme pe mașină. Că era iarnă și așa, făceam când plecam de alea. Am fost ceva la viața mea. Părțirile în adolescență erau mega dramatice. Da, deși nu, eu nu simțeam așa, știi? Dar mi se părea așa cum să te desparți, așa, când poți să faci și o întreagă. Și să știi, am ani de zile când mă întâlneam cu foștii mei iubiți în Sibiu, mă întrebau, bă, dar nici acum nu știu de ce ne-am despărțit. Ei, nu știu. Ei, da, aia, simplu, dar eu le făceam așa, în care nu știa omul din ce m-am luat. Deci îți dai seama cum sunt bărbații aia, că zic și acum te țin minte pentru scenele respective? Acum nu, dar să zic, acum vreo 10-15 ani m-am întâlnit cu un fost iubit din liceu, care a venit aici la București, mai știu, și ne-am întâlnit și mi-a zis, băi, știi că nici până în ziua de azi eu nu știu de ce ne-am despărțit. Hai mă, zic, de aia nu mai m-am plictisit și, Doamne, păi da, dar ai zis că n-am, că nu e, că știu ce am zis, mă rog, nu mai știu, dar știu cum eram genul, că făceam de-astea, știi, adică, na. Și ne pregătim și pentru despărțirile tale, că ceva nu e ok aici, o să sufere. Mă, eu, da, crezi? Da, nu știu, vedem. Deocamdată suntem zen, adică nu, vă că nu interesează. E cu desenul, cu asta. Mai faci o pasiune, așa îi mai place de unul altul, dar nu ceva să poate fi luat în calcul. Așa, mai râdem, știi, la masă.